când telescopul spațial Fermi cu raze gamma a intrat pe orbita joasă a Pământului în 2008, instrumentul a dezvăluit un nou univers în radiații de înaltă energie. Unele dintre curiozitățile dezvăluite au fost bulele Fermi, adică bulele gigante și simetrice, care se extind peste și sub planul galactic, aflate la 25.000 de ani lumină, pe fiecare parte a centrului Căii Lactee, strălucind în lumină cu raze gamma. Aceasta este cea mai înaltă lungime de undă pentru energie din cadrul spectrului electromagnetic. Apoi, în 2020, un telescop cu raze X, numit Eurosita, a dezvăluit o altă surpriză. Bule chiar mai mari, care se extind peste 45.000 de ani lumină pe fiecare parte a planului galactic, de această dată producând raze X de energie mai slabă. De atunci, oamenii de știință au concluzionat că ambele seturi de bule sunt probabil rezultatul unei așa zise răbufniri din centrul galactic și gaura neagră supermasivă aflată acolo. Mecanismul care produce radiațiile gamma și X însă a fost ceva mai greu de elucidat. Acum cercetătorii au propus o singură teorie care explică ambele grupuri de bule. Emisiile de raze X sunt produsul unui vânt puternic și rapid care lovește gazul din spațiul interstelar, astfel producând o undă de șoc ce reverberează înapoi prin plasmă, în cele din urmă cauzând strălucirea energetică. Cel mai probabil scenariu este un vânt puternic ce suflă cu o viteză de 1000 de km pe secundă, fiind produs de la un eveniment relativ recent. Pe măsură ce vântul se propagă, particulele lovesc mediul interstelar, producând o undă de șoc ce lovește din nou bulele. Aceste unde de șoc inversate încălzesc materialul din interiorul bulelor, astfel că acesta strălucește. Cercetătorii au concluzionat că un vânt constant, dar slab, din centrul galactic a fost cel mai probabil progenitor al structurilor misterioase, iar forța acelui vânt nu poate fi atribuită decât găurii negre supermasive Sagittarius A.